Un bărbat în vârstă de 37 de ani, diagnosticat cu o tulburare de personalitate severă și complexă, a răpit o copilă în vârstă de 4 ani, care se afla în vacanță împreună cu familia. Bărbatul a răpit-o pe fetiță dintr-un cort în care aceasta dormea. Copila se afla în vacanță cu familia într-un camping izolat din Australia de Vest. Agresorul, condamnat la 13 ani și 6 luni de închisoare, și injectase metamfetamină în noaptea în care a răpit-o pe copilă. S-a constatat că agresorul în vârstă de 37 de ani suferă de o tulburare de personalitate severă și complexă și că era drogat în noaptea în care a furat-o pe copila în vârstă de 4 ani de lângă părinții și sora ei mai mică. Familia a constatat faptul că fetița lipsește din cort abia a doua zi de dimineață. Părinții au văzut că sacul de dormit al copilei lipsește, iar fermoarul cortului era deschis. Bărbatul a recunoscut în fața anchetatorilor că a încercat să o lege pe copilă cu banda adezivă, dar nu a funcționat. În cele din urmă, el a legat-o pe fetiță de un scaun. Era un pic cam luptătoare, a spus el. Tânăra a fost ținută captivă în locuința agresorului, într-o cameră în care exista doar o saltea pe podea. Operațiunea de căutare a copilei răpite a durat 18 zile. După arestarea sa, bărbatul a declarat în cadrul audierilor că fetița a plâns când a fost lăsată singură, că din această cauză a bruscat-o de câteva ori și a pălmuit-o. El a spus că nu a vrut să o rănească. Judecătorul șef al curții districtuale din Australia de Vest a descris faptele agresorului ca fiind la cel mai înalt nivel de gravitate. Acesta nu este un caz de ademenirea unui copil care ar fi destul de grav, dar luarea unei fetițe de 4 ani din cortul familiei în mijlocul nopții, când părinții ei au presupus că este în siguranță, este și mai îngrijorător, a spus judecătoarea. Fetița a fost găsită în noiembrie 2021 când poliția a luat cu asalt apartamentul agresorului aflat la doar câțiva kilometri de casa familiei sale. Copila a fost găsită singură într-un dormitor, jucându-se cu mașinuțe de jucărie. Instanța notează că bărbatul și-a creat o lume idealizată și fantastică, care să-l protejeze de lumea reală deprimantă. Bărbatul era pasionat de păpușile braț. În timpul pronunțării sentinței, judecătorul a recunoscut că educația turbulentă a agresorului, expunerea sa prenatală la droguri și alcool și viața marcată de violență au contribuit la comiterea infracțiunilor sale. Niciun copil din Australia de Vest nu ar fi trebuit să sufere dificultățile de neurodezvoltare, traumele, durerea și neglijența pe care le-ați suferit în copilărie și în tinerețe, i-a spus judecătorul bărbatului acuzat de răpire, conform Mirror. După ce a fost arestat, bărbatul a recunoscut că știa că a greșit când a răpit copilul, dar că și-a dorit să o păstreze pe fetiță pentru el. Raportul psihologic arată că agresorul s-a simțit euforic atunci când și-a îndeplinit fantezia de a avea o fetiță pe care să o îmbrace și cu care să se joace, precum o păpușă de jucărie. Relatează știrile ProTV.ro.